În urmă cu câțiva ani, Aurela Babei a suferit un accident casnic și și-a pierdut 4 degete de la o mână. Atunci, medicii au încercat să îi salveze viața bărbatului, dar și să îi dea speranța că va putea folosi din nou membrul. Intervenția chirurgicală a medicilor a fost una neobișnuită și a durat aproximativ 8 ore. Bărbatului i-au fost transplantate la mână 2 degete de la picior. Atunci aveam o vacă și tocam la șâșcă și ne-au prins deștile la șâșcă. Și m-am dus la spital, au venit salvarea și m-au luat și ne-am amputat deștile la toată mâna. Ei, și după un an de zile s-au vindecat și ne-am luat deștile, adică eu am luat. L-a luat domnul profesor Stamati, deștile la picior și le-a pus la mână. Cui mare, mare, mare de tot. O zic că da, încercăm. Și am stat o lună jumătate în spital, ne-au făcut operația, de fapt ne-au făcut mai multe operații. Și a dat Dumnezeu de am reușit. Acum pot prinde un pahar cu apă să-l duc la gură, pot să țin ceva în mână, pot să mănânc cu furculița, cu lingura. Chirurgia plastică a fost la operația mea. Erau, cred că, vreo 12, 13, 14, nu știu cât, toți doctorașii plus rezidenții acolo care... Asta e. Cazul bărbatului a devenit unul celebru și a fost prezentat chiar în Mexic la o conferință medicală. Cu mâna vă folosiți, mâncați cu lingura, da. Minunat, minunat. Eu sunt foarte fericit să aud că utilizați mâna recuperată la 70 de ani. Am fost la un congres la Cancun, în Mexic. Acolo a ales Federația Mondială de Microchirurgie. Și am propus în baza cazului a Babei de la Iași, la care am realizat la 70 de ani acest transfer de degete de la picior la mână, să se extindă indicațiile în toată lumea. Pentru că, iată, există un pacient, cel puțin, a Babei de la Iași, da? Care reușește să mănânce și să-și ducă o viață cu... aproape de normal, cu o mână mutilată post-traumatic. Aurela Babei are 76 de ani și se bucură de o viață aproape normală alături de familie. Chiar ajută și la treburile gospodărești din curte. A fost tare, asta a fost treaba. Nu ne-a fost frică. Am mers înainte, Dumnezeu ne-a ajutat. A fost puternic, a fost optimist, a fost energie în el. Și acum mulțumim lui Dumnezeu. Cazul bărbatului în vârstă de 76 de ani nu este unul singular. De-a lungul carierei, profesorul Teodor Stamate a realizat 10 de transplanturi ale degetelor de la picioare la mâini. Construcția mâinii mutilate post-traumatic poate fi făcută prin import de degete de la picior care se transferă microchirurgical la mână. Poate transfera și al doilea deget de la picior, cum se vede în această imagine, dar uneori acoperirea este dificilă. Vedeți, vasele au fost izolate pentru a realiza microanastomozele, uneori cu tot felul de artificii pe care le folosim în tehnica microchirurgicală. Toate cele 4 degete lungi ale mâinii au fost amputate, și noi putem aduce în bloc 2 degete de la picior, astfel încât să oferim șansa pacientului să apuce ceva, să facă să poată lucra cu mâna respectivă. Repet, în chirurgia mâinii nu are nicio importanță aspectul estetic, ci primează aspectul funcțional. Indicația acestor operații a fost până nu de mult limitată, în primul rând de vârstă, și se spunea că dacă pacientul are o vârstă trecută de 45 de ani, indicațiile încep să scadă, la 50 de ani speranțele de reușită sunt reduse la o treime, 30%, iar dacă am depășit 60 de ani, nu prea are indicații să mai facem. Recurs la toate tehnicile posibile moderne, de analiză imagistică, am făcut examinări cu substanțe de contrast pentru vizualizarea arcadei palmare,
dar și arcadei plantare, vedeți, la nivelul piciorului, să vedem dacă există posibilitatea chiar să ridicăm în bloc două degete de la picior la mână. Medicii specialiști susțin că o astfel de intervenție se face foarte rar la persoanele cu vârstă de peste 50 de ani.